Doamnelor și domnilor, începe un nou show. Sora 13 aduce știrea zilei. Nu uitați de like. Mulțumim pentru atenție. Șiră din Mondeni, doamnelor și domnilor, Ana Morodan, da, despre ea e vorba, a făcut o brânză. Săptămâna trecută un mare scandal a început să se întrevadă în mediul online după ce contesa digitală a descoperit că a fost înșelată să promoveze, atenție, un produs fake, brânză. Ea este foarte indignată și oripilată, ce brânza mea, de faptul că un oarecare influencer a reușit să o convingă și să convingă mai multe celebrități din lumea noastră mondenă să promoveze acest produs. Haideți să vedem și declarația Anei Morodan. Mi se pare jenant să te dai că ești de la Casa Regală. Și mie. Mi se pare jenant să promovezi un produs, o brânză, fără să verifici sursa. Să falsifici antetul și să creezi o poveste întreagă despre brânză făcută de niște călugări. Chiar așa nespălați erau? Și dacă făceau brânza aia niște călugărițe, tot mocangeală promoveală sau se luau un ban în plus? Cum a fost maturată acea brânză și trimisă regelui Charles? Sau avem pardon, cum se zice, și să te și semnezi în numele principesei Margareta. Păi numele cui vrei? În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh brânză? Normal că trebuia să fie un simplu muritor care să fie tras de urechi. S-a ajuns prea departe. Apoi să râzi cum am prosit influencerii că au postat o brânză. Păi, mai bine o brânză decât un căcat. Să mă iertați, că tot aia e. Măi, Ana, glumă, Caterinca. Râdem, glumim, dar să știi că nimic nu e gratis pe lumea asta. Până știi tu că e o vorbă și brânza-i pe bani.